Bună dimineața, dragilor! Hristos a înviat, să aveți sărbători binecuvântate! Eu împreună cu mama și Bogdan plecăm până la COP sau Conad, nici nu știu. Copiii rămân acasă cu Tosca. Le-am zis să fie cu minți, să nu o găsim pe sârmă sau să o găsim cu părul sus ridicat. Cum aveai? Vai, vai. Dar nu că o să fie cu minți, sper. Astăzi este vremea frumoasă, doar că bate vântul ăsta păcătos și abia mi-am spălat părul. Am încercat eu să-l usuc bine, dar parcă a mai rămas ud în unele locuri. Mamă, ce training avem! Ia uite ce training am primit de la mami și uite ce training are și atunci ea. Atunci ți-ai ăsta de la... Și ai și roz. Din lift, că e cald și să nu mă, dar ce aiurie vântul ăsta! Și nu e un vânt cald, sănătate, e un vânt rece. Hai, du-te în față, prințesă, du-te că eu stau în spate. Deci uitați ce avem în mașină. Hai că fac acum. E dezastru când ajung acasă, trebuie să fac curățenie în mașină. De data aceasta am venit la un alt COP care este deschis până la ora 1. La ei magazinele, din ce mi-a zis mama, se închid destul de devreme duminica. Nu știu la COP-ul cel mare, la cel hipermarketul cel mare, dar la noi în România noi avem deschis magazinele și duminica, Mega Image, Profi, Lidl și așa mai departe. Hai, nu mă prinde la ușă și vreau să aduc copilașii la parcul ăsta pe care vi l-am arătat acum. Gata cumpărăturile de la COP și am cumpărat așa pentru aici, că am cumpărat și câteva chestii pentru acasă, în câteva zile plecăm, în 2-3 zile și am zis să mi le cumpăr din timp. Aici mama are un frigider jos, care și frigiderul sus în casă, dar nu încap toate lucrurile. Pentru copilaș le-am cumpărat căpșuni, am cumpărat lapte, o cutie cu înghețată și o baghetă. Astea sunt să le ducem sus. Iar pentru acasă am cumpărat un unt. Un unt care zice că e foarte bun, mozzarella, ricotta, aceste pateuri, Crostino Toscano, ne plac foarte, foarte mult și costă 1,71 € și mi-am luat 3. Oricum, când ajungeam acasă, trebuia să-mi fac cumpărături, să avem pentru micul dejun, că nu avem nimic în frigider și am preferat să le fac de acum. Brânzică cu smântână. Am luat și sare, mama a zis că această sare mare este foarte, foarte bună și chiar am văzut că zilele acestea a făcut mâncare cu ea și dă gust foarte fain la mâncare. 3 punguțe cu mozzarella, așa, tăiței din ăștia mici, 2 punguțe mi-am luat, fundițe, aceștia am luat pentru ciorbă, pentru supă, ăștia nu știu ce sunt un fel de melcișori. Și steluțe, da. Ca să punem la supă, la ciorbă. Și am mai luat niște brânză topită. Asta a fost vreo 1,90 € și ceva tot pachetul ăsta mare. Și mi-am mai luat un unt la 250 de grame. Să știți că produsele de la ei din Italia sunt mult mai ieftine decât la noi în România. Deci pe o punguță din asta am dat 59 de cenți. Asta înseamnă maxim 3 lei. Acum nu știu că e bună sau nu. O cutiuță din asta a fost 70 de cenți. Sarea a fost 33 de cenți. Ăsta a fost 1,20 €. Căpșunile au fost 2 € și au 500 de grame. Așa, înghețata a fost 3 €, laptele a fost 1,20 €, bagheta 1 €, ăsta 1,70 € bucata și asta a fost 1,20 €, ceva de genul. Asta a fost 55, deci astea toate 55 de eurocenți fiecare, da.
Ăsta a fost vreo 2 euro și un pic și ăsta 1,90 euro sau 1,70 euro, pachetul mare. Deci ei stau mult mai bine cu prețurile decât la noi și produse calitative. Uite și căpșunile astea arată foarte bine, nu e ca să zici că sunt reduse, că se strică sau cum găsim pe la noi de obicei. De nu că vreau să fac reclamă proastă României, dar știți și voi cum e pe la noi prin România, nu? Adică te oftiști când vezi că mergi într-o altă țară și produsele sunt mult mai ieftine și mult mai calitative decât la noi. Astea le bag în frigider, astea aici, în frigiderul de jos, astea le băgăm să le nu le țină la frigider. Deci cum a făcut? Tifa și nu Tosca? Vrea și ea? Tifa... Cafe cu frișcă? Tifa una cosa bona de tu ora da bere. Nu o să explicarte că nu sunt ori eu. Tu l-ai aperto? Eu m-am uitat. Nu am întors, m-am uitat, nu știu, tu știi cum faci mâncarea. Are carne la coptor și... Am ieșit aici pe terasă să mă bucur de vremea aceasta frumoasă, dar din păcate mă supără vântul acesta, câteodată bate prea tare și e destul de rece. Și mi-am făcut și un frappe. Imediat este gata și mâncărica. Dacă aveam treabă, pe așa mă ziceam, bă, că s-ar fi ieșit la... Da, de ce ieși fără papucei? Poate și cade tu cafea. Nu-mi cade tu cafeaua. Dacă nu-ți o vin. Nu împinge. Tu ai băut? Ai băut? Unde? A, încă nu. O zi, că poate și cade tu. Mulțumesc. Nu-i dai drumul. Nu-i dau drumul tu. Dar eu stau cu tine. Cine sunt eu pentru tine? Dar cine sunt eu pentru... Sunt viața ta, dar cine sunt eu pentru tine? Șlapii cu spider în punguță, vrei să iei? Zi, cine sunt eu pentru tine? Mami, exact! Uite, Selena, zici că e la birou. Iese soarele. I-am luat o pereche de șlapi și data trecută când ea aprobat pe ceilalți, cu o mărime mai mică. Uite, pleacă picioarele în față. Păi erau prea fixi și am zis că iau pe ăștia cu o mărime mai mare. Dar de unde? Că ăștia sunt prea mari. Uite, Selena mi-a pregătit și scaun aici. Vrei tu? Ah, oh, așa, ce frumos! Este gata și cărnița noastră. Aici mama a pregătit ied. Nu, ied, miel, ce e asta? Și miel și ied. Și miel și ied. A condimentat, am și gustat mai devreme. N-are niciun gust, a miel, a oaie, a nimic. E genial de bun. Și aici sunt pulpe de pui pentru Bogdan și pentru Selena, că ei nu mănâncă miel. Adică poate vor gusta, nu știu. La fel, unul a făcut paste cu pesto și salată verde. Aici avem salata. Acum îl chem. Și acum peste paste ne punem pesto și parmezan. Aici mâncăm italienește, așa după... Cum mănâncă ei, le dăm și noi. Ia uite-l pe Marc. Hai la masă și cheamă și pe Seli. Bună, dragă! Poftim? Pe terasă, cred. Facem câte o cafeluță să bem acum după masă. Tosca bea o cafea din asta intensă, iar noi bem câte un cappuccino. Ia-l bea așa, bea cafeaua fără zahăr, eu nu pot să beau cafea fără zahăr, nu-mi place deloc. Și aici o să pregătesc pentru mine, Bogdan și pentru mama, câte o cafea din asta cu ginseng. Mie mi se pare ca un 3-in-1 la noi, un cappuccino de la noi, mi se pare ceva diferit și eu am acasă așa ceva. Ia să-i ducem cafea bătrânei. Quando vuole. Amore, amore, ti fa un caffè.
Ti fac cafe. Ti prego. Sì, bevo io. Bevo io, ora. Hai să pregătesc cănițele astea. Ia să o pregătim aici, să punem. Nu-ți place? Da, da, asta e dulce. Da. Deci tu vrei în cănița asta, nu? Stai că bag acum pâinea. Dă în coacă, o bag eu după aia. Aia nu mai e bună, s-a întărit, așa-i? Da, aici se întărește tare pâinea. A, și pe mine m-a întrebat că e faină ușa, mă. Marc, ce ghiozdănel frumos ai, dragă. Foarte frumos. Uite. Are aici niște lămâi atât de frumoase. Uite și floricele astea, ce drăguțe sunt. Am avut și eu una de genunchi veci. Uite și aici niște floricele drăguțe. Uite câta tufa de rosmarin are. A zis mama că o să-mi dea și mie câteva crenguțe din astea acasă. Uite, și astea îmi plac foarte mult. Cale, parcă se numesc, dacă nu mă înșel. Sunt foarte frumoase. Vreau să-mi fac acasă, să-mi fac tratament din ăla pentru păr cu rozmarin. Nu cred că rezistă foarte mult să-mi iau așa, doar să-l pun la uscat pentru a face cartofi cu rozmarin. Așa am și eu acasă. Azi e tare frumos afară, s-a mai încălzit. Și asta e drăguță. Se rezistă destul de mult. De lămâile. Am văzut copaci mari, cu foarte multe lămâi. Și arată atât de drăguț. Mergem să alimentăm mașina. Mergem puțin la parc și singurul magazin care este astăzi deschis aici, în afară de cel unde găsești produse indiene, pakistaneze și așa mai departe, este Conadu. La Cop a închis la ora 1. Da, lasă că doar pinguinul nu-l mai luăm că-l murdărie. Da, da, nu mai pot că nu mai încheie. Frumos se vede cerul. A închis ușa. A închis ușa, mama. Marc vrea jucăria de pluș, dar mama s-a pus în pat. Nu mai am cheie să urc. Tosca s-a pus și ea să se odihnească. De obicei doarme în fotoliu. Are fotoliu din ăla care îl dă pe spate și îi se ridică picioarele în sus. Așa că nu mă mai întorc. Nu? Da. Are portiță acolo. Ce-ai pățit? Te-ai lovit? Ai grijă, mama. Nu știe, Seli, învață-l. Tu, odată Seli, odată tu. Hai să vedem care închide. Am joc să mai mișcă-le. Dar nu cred că se mișcă, se mișcă cu totul. Tot, da. Se mișcă cu totul. Seli, se mișcă cu totul alea. Alea trebuie să miște una fiecare. Câte una? Așa, așa trebuie să... Cât de frumos poate să fie afară. Atunci când nu bate vântul, e atât de cald și de plăcut. Și când începe să bată vântul, mie mi se pare atât de frig, deci Bogdan este la tricou și lui nu e frig. Eu sunt mai friguroasă de fel, dar vă spun sincer că mie mi-au înghețat și mâinile și nasul am rece, deja nasul începe să-mi curgă. Eu știu, dar hai să vedem dacă găsim, astăzi este închis.
Uite, și lui curge nasul deja. Ție nu ți-e frig? Selena a început să coloreze cu cretă. De fapt, să deseneze, să coloreze. Ai și desenat, ai și colorat. Și marca colorat. Unde ți-e ou? Uite, la aici, că marca a făcut aici un ou. Și aici ce-ai făcut? Un ou spart. Un galbenuș. Un galbenuș. Fă unul. Hai, mi-arăți? Fă-l pe unul. Ala-i ou? Da? Wow! Și acum colorez. Uite că acum nu mă zgălesc. De aici ne pregătim să mergem până la Conad și după aia mergem să o luăm pe mama și pe Tosca să luăm apă. Un roz? Uite aici, ca să nu mă mai murdăresc și eu. Și deja este vreo 40 ceva cutie ceasul. 45. Până mai învârtim la ora 7, ei pun 7 ora lor. Da. Pun cina. Bătrâna trebuie să mănânce la ore fixe tot timpul, așa că trebuie să faci cina pe la vreo 6-6 și un pic, depinde ce gătești. A zis mama că în seara asta vom face mămăligă cu brânză și smântânică. E atât de gol pe aici, mai vine câte un om, se mai plimbă așa câte unul, altul, dar rest e gol așa, nu sunt copilași. Pa! Ce drăguț este cu ghiozdănelul ăla. Ai fost sport, aleargă încolo, vino înapoi! Nu! Ce s-a înălțat și el! Ce zici că ești un pustietate, mie nu-mi place, adică îmi place și când e așa gol, dar mie îmi place așa să simt viața cum e pe la aglomerație. Păi îți faci tu viața, da? Nu la mol. Păi bine, dar eu mă refer așa când ies undeva, îmi place și să fie liber, dar nu pustietate, așa nu știu, așa mă simt ciudat. E acum dacă mă duc la Firenze, acolo la Domo e plin. E plin de... turiști, da. Știu, da, na. Acum fiecare cum preferă. N-ai văzut că avem gândiri diferite. Mie mi-e frig, ție ți-e bine. Na. Nici lui Selena, că și pe ea am întrebat-o. Ea oricum seamănă ca și tine. Uite-l pe Marc unde a ajuns. Și Marc seamănă pe mine. Deci el are mâinile reci ca gheața, tălpile reci ca gheața, orice, e friguros. De asta el stă și cu geac acum, că-i frig. Am venit să luăm apă. Sunteți în care mama cumpără apă, comandă cu basurile, și sunteți în care vine la acest aparat și ia apă plată și apă frizantă, adică minerală. Doar că acum nu merge la aia minerală și luăm din apă. Nu, n-a mers, Marc. Nu, Marc, mama cu Selena s-a dus până în Conad și Marc nu a vrut să meargă, stai aici cu noi. Uite, au căzut o grămadă de flori de la copacul ăsta. Apa asta e atât de rece, zici că e gheață. Da. Am ieșit și noi la terasă să servim câte un cappuccino și câte un croissant. Eu am cu vanilie, mama îi servește un Hugo, Bogdan un cappuccino și mama cu Bogdan servește câte un corn cu fistic. Mie și Selenei ne place ăsta cu vanilie, că ăla cu fistic mi se pare foarte grețos. Marc servește ceai, că altceva nu vrea. Ce faci, mămăiță? Mă cinstesc, bravo, și eu cu mă respect cu un cappuccino, ne respectăm la ora asta. Primatii de pași, noi da, mâine iară ne respectăm. Mâine ne respectăm, facem curat. Mâine o luăm de la capăt, da? A, mâine nu facem curat. Mâine e a doua zi de pași, mâine desfundăm ghivetul. De puțin timp am ajuns și noi acasă și am intrat la un magazin chinezesc și Marc și-a cumpărat acest brelog, care a costat doar 1 euro și l-am prins de ghiozdănel, arată foarte drăguț. Selena și l-a luat pe acesta și acesta a costat tot 1 euro. Zici că e o punguță cu chipsuri, foarte, foarte drăguță și așa, foarte fain la
atingere. Și am mai luat acest brelog cu Hello Kitty. Acesta a costat 3,50 €. Are și acest telefon. Și mai are și aici o poză cu Hello Kitty. Marc și-a mai luat niște baloane. Iar eu mi-am luat aceste perle pentru unghii. Mi s-a părut foarte, foarte drăguțe și de ceva timp voiam aceste perle și mă tot uitam să le comand de pe internet. Au costat 1,50 € și la noi am văzut că sunt și cu 3 lei și ceva cutiuța. Nu știu acum dacă sunt aceeași cantitate, dacă acelea sunt mai puține sau nu, habar nu am. Uitați ce frumos se vede cerul. Foarte frumos. Să cumpăr baterii mici? Da, cu Tosca. Ah, Marc se joacă cu Tosca. Baterii din ăstea. Ah, baterii din ăstea. Ia uite cum îi stă șlapii. Te joci cu... Te întreabă dacă îi vrei binele. Zi si. Vrea să te transformi în poza aia. Cine e în poza acolo? Pe Tosca cu soția lui, nu știu cum. Tosca cu maritul său. Mama, o cine a zis? Nu știu cum le cheamă. Galiano. Așa e, Galiano. Galiano. Are nume de, nume de volan conducător. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Este ora 9 a României. Mamă, ce întuneric aici. N-am mai aprins lumina. Este ora 8 a Italiei. Noi v-am pupat cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!